Da, e adevărat, avem meciuri foarte greu la Târgu Jiu. Avem nevoie de 3 puncte. Sigur că e o săptămână foarte importantă pentru a începe și Champions League, dar cred că suntem pregătiți și după victoria în meciurile, cred că suntem mai bine și avem mai multă încredere în noi. Și bine, ne așteptăm un meci foarte, foarte greu. Acolo atmosfera în Târgu Jiu mereu susține pe echipa din Târgu Jiu și așteptăm un meci că trebuie că e periculos pentru noi, știi? Și trebuie că suntem atenți și focus la tot meci și așteptăm că câștigăm 3 puncte și venim înapoi și după ne pregătim pentru meciul cu Bulgaria.